ziua și iată, bine v-am găsit! Astăzi verific toate cuiburile și vreau să vă arăt câte ceva. Deci, primul lucru care l-am schimbat e umblu fără mânuși. Și dăm cu această soluție. Aceasta e soluția pe care o folosesc. Și vă voi arăta câteva rame din această familie. Eu am evitat să lucrez fără mânuși. Iată, aceasta este o familie care e foarte bine dezvoltată. Sunt un pic timid lucrând fără mânuși, dar probabil mă voi obișnui. Ați văzut că dau acest sirop proteic. Vreau să vă arăt și rezultatele acestui sirop proteic, da? Deci, iată o ramă. Așa arată această ramă, o să vă mai arăt rame. Iată ce frumos e de pus cu ea. Bine, acum probabil am văzut și niște rame care sunt acoperite cu jumate cu nectar. Ei au pe jumătate puietul care l-am eu cu asemenea ramă. Eu lucrez atent, sunt și puține, de nu să am și plăcerea asta toată ziua la dispoziție pentru a mă uita la un cuib de familie de albine, un cuib de familie de albine. Și iată așa frumos lucrez eu. Acum, cum am spus, sunt un pic și timid, fiindcă folosesc o soluție pentru mâini. Iată o altă ramă, asta în care și trântori. Asta e rezultatul la soluția pentru a soluția proteică care o dau eu la ora actuală. Așa arată această familie. Bine, eu la această familie cam atâta vă prezint. Este bine dezvoltat, are rame cu puiet. O să vă mai arăt și la alte familii de albine ca să facem o alternanță între familii de albine, să nu pierd mult timp cu o singură familie. Ce-mi place, o să vă arăt. Iată, albinuțile s-au pus pe mâna mea. Iată așa. Iată aici. Și încă nu înțapă, asta e bine. Bine, mergem mai departe. Deocamdată atâta la această familie. Iată, revin la aceeași familie și ce vreau să vă arăt este că începem acumularea de hrană pentru iarnă. Iată, aici avem o coroană faină cu miere și vă arăt și ultima ramă. Ce vreau să vă zic, încă n-am nicio înțepătură, cu toate că am avut pe mână 20 de albine. Așa cum s-a ajut acum, în momentul acesta. Iată. Și scot și ultima ramă care este căpăcită cu mâncare. Aparține o parte din siropul care l-am dat, o parte de hrană și o parte ce au mai reușit ele să aducă din exterior. Toată chestia e când, iată, o ramă foarte frumoasă, asta e o ramă de margine, nu aduc să o vedeți. Aceasta este o ramă de margine cu hrană. Deci cam așa trebuie să arate. În legătură cu soluția pentru mâini, trebuie să
Dați mereu când schimbați familia de albine, fiindcă împrumutați pe mâini mirosul de la familia la care umblați. Deci arată bine în momentul ăsta hrana, dar mai avem de lucru. Iată cum stau, aceasta este o familie semi-agresivă și stau pe mâini, mână așa, și încă am scăpat fără nicio înțepătură. Să-i spunem că încă e bună soluția, deocamdată.